Parlamentul European, ales în cadrul scrutinului desfășurat în luna mai, s-a reunit pentru prima dată la Strasburg. Ședința a fost condusă de Antonio Tajani, președintele Parlamentului European în legislatura trecută, și a debutat cu un incident, chiar la intonarea imnului Uniunii Europene. Deputații Partidului Britanic Brexit s-au întors cu spatele în momentul intonării imnului. Gestul parlamentarilor britanici l-a mâniat pe președintele încă în exercițiu al forului european, care le-a atras atenția deputaților că este lipsă de respect să nu te ridici la intonarea unui imn de stat sau al Uniunii Europene. Parlamentul European își va alege noul președinte miercuri, 3 iulie, în urma negocierilor dintre state privind instituțiile de top europene. În cadrul acestor negocieri, de exemplu, premierul Bulgariei Boyko Borisov i-a pus condiții lui Frans Timmermans pentru ca țara lui să-l susțină pe olandez în cursa pentru șefia Comisiei Europene. Borisov i-a spus clar lui Timmermans că îl va susține dacă va ridica MCV-ul și Bulgaria va intra în spațiul Schengen. Întreaga convorbire a fost făcută publică pe Facebook. Nu se știe nimic despre eventualele negocieri pe care le poartă România, dacă le poartă.